Fiecare val pandemic a avut caracteristicile lui, valul al cincilea nefăcând excepție de la această regulă. Dacă despre valul al patrulea am afirmat că va fi al persoanelor nevaccinate, dovedindu-se acest fapt, despre valul al cincilea pot afirma că va fi al copiilor. Se observă o creștere semnificativă a îmbolnăvirilor în rândul acestor, astfel că vaccinarea tuturor persoanelor, inclusiv a copiilor de peste 5 ani, reprezintă un act responsabil, civic, în vederea combaterii pandemiei. Totodată, din fericire, până în prezent, formele de îmbolnăvire dezvoltate, atât la copii cât și la adulți, se încadrează în categoria formelor medii, formele severe având o pondere mult mai mică comparativ cu valul 4. Un fapt îngrijorător pe care l-am adus în atenție încă dinaintea debutului valului, atunci când ne pregăteam să înfruntăm această perioadă, iar acum s-a concretizat și pentru care trebuie întreprinse măsuri urgente, este rata mare de infectare în rândul cadrelor medicale. Dacă discutăm despre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Paraschiva din Iași, în rândul cadrelor medicale avem un număr de 20 dintre acestea care sunt pozitive în momentul de față. Dar, având experiența țărilor care au trecut prin această situație și realizând că nici pe noi nu ne va oculi acest fenomen, am gândit strategii astfel încât actul medical, îngrijirea pacienților, să nu aibă de suferit.